Am avut un control tematic referitor la comercializarea gazului lichefiat CPL pentru aragaz prin buterii de gaz. Mai important este ce trebuie să vadă un consumator decât rezultatele controlului, pentru că n-am avut decât trei operatori economici la care să facem verificările în conformitate cu tematica primită de la autoritatea națională. Din aceștia, toți au avut abateri. Doi au primit avertizment și o sancțiune de 400 de lei pentru lipsă Infocons, certificat de matriculare afișat. De fapt, datele înscrise trebuiau să fie afișate și nu erau afișate. Mai important este, în schimb, să știe ce trebuie să facă un om când schimbă, când cumpără o asemenea butelie. Primul rând, trebuie să uite ca aceste butelii să fie integre, fără defecte de natură fizică, lovituri, umflături, fără să fie atacate de coroziune și fără să fie situații în care apar deteriorări datorită focului, arsuri în diverse locuri. Trebuie să fie vopsite și inscripționate și cu informare corespunzătoare pe ea. În sensul că trebuie să știe capacitatea în litri, trebuie să știe masa buteliei în kilograme fără capac și aceste lucruri sunt inscripționate. Cel mai important lucru, trebuie să știe că există o criticitate a înlocuirii garniturilor de etanșare a buteliei la montajul regulatorului de presiune, pentru că pot apărea accidente și această informație este obligatorie să fie anexată buteliei. Și de asemenea sunt chestiuni care țin de pansonări, de producător care are pansonul său, de proprietar. De asemenea există pansonări referitoare la ișcir, sunt pansoane ișcir, lucruri care sunt obligatorii să fie pe numărul, anul fabricației, trebuie să se inscripționeze neapărat și data până la care pot să fie în circulație aceste butelii. Acest lucru este important deoarece prezintă risc deosebit pentru consumatori. O butelie care nu are condițiile minime obligatorii pentru utilizarea ei și pot să apară accidente cu efecte deosebit de grave referitor la sănătatea consumatorului. Tot referitor la consumator, mai avem două seturi de sfaturi. Unul se referă la reclamarea bunurilor de folosință îndelungată, deoarece în ultima perioadă am avut multe reclamații care excep posibilitățile noastre de a ajuta consumatorul, în sensul că orice fel de produs bun, de folosit, dar de lungată, trebuie să fie verificat cu atenție înainte de a fi achiziționat. Dacă discutăm de produse de marichinărie, de încălțăminte, de îmbrăcăminte, trebuie neapărat verificate, trebuie probate, există posibilități de probă, reclamațiile ulterioare fănește defecte de calitate fiind inutile. De asemenea, la produsele de larg consum, industriale, electronice, să se treacă peste situația în care se iau produse care sunt ambalate și sigilate și luate acasă. De regulă, produsul trebuie să fie verificat și trebuie să îi se facă probă, evident, cu excepțiile referitoare la instalații de climatizare, la hidrofoare sau centrale de gaz, pentru că aceste verificări nu se fac și au niște condiții speciale referitoare la termenul de punere funcțiune și la specialiștii care pun funcțiune. Dar celelalte produse, de exemplu, un frigider trebuie verificat pentru că am avut situații în care s-a cumpărat o marcă de frigider, a vrut neapărat să fie sigilat, s-a ajuns acasă și lipsau anumite anexe, cutiile din frigider, neimputabil până la urmă urmelor, pentru că greșelile pot exista și consumatorul trebuie să se asigure. Pentru produse de marichinărie, să verifice că au toate accesoriile, că nu sunt zgâriate, pentru că noi nu putem interveni decât pentru defectele neimputabile consumatorului sau zgâriați, sau pantofi care au fost luați, care au avut niște defecte și ca să fie mai clar defectul, s-a apucat și a stricat și al doilea pantof, se vedea că este intervenție umană și atunci nu am putut să-l ajutăm, deoarece, repet, putem interveni numai în situația în care apar defecte neimputabile consumatorului. În acest sens, este foarte important să citească certificatele de garanție la produsele de folosință îndelungată cele mari și să se încerce, în general, să leagă un produs care, la care producătorul a stabilit ca servis o persoană juridică existentă pe teritoriul județului Brăila, ca să putem interveni direct și să nu trimitem în alte județe. Al doilea set de informații pentru consumator se referă la serviciile
la serviciurile auto. Trebuie să precizăm că serviciurile auto au un regim special, fiind autorizate de Registrul Auto Român și fiind verificate pe instalațiile care le au în dotare și verificate metrologii de către biroul de metrologie legală. Noi, când verificăm serviciurile, ne referim în general la documentele care se încheie pentru consumator, plecând de la comandă, unde trebuie să scrie de la început lucrările care se efectuează, cu două variante, una cu piese proprii consumatorului sau piese preluate de la serviciu. În situația în care piesele sunt aduse de consumator, trebuie să țină documentele de achiziționare și certificatul de garanție pentru piesa respectivă, deoarece serviciul nu are responsabilitate în acest sens și defectarea ulterioară a piesei ține de competența magazinului care a vândut piesa și se face înlocuire și serviciul normal că îl remontează. Dacă este vorba de piese care sunt furnizate de serviciuri, mai ales că sunt serviciuri abilitate de producători, sunt multe serviciuri abilitate și de producători, atunci garanția ține de lucrarea în sine, este obligativitatea serviciului și avem situații în care se cere certificat de garanție separat pentru piesă, declarații de conformitate. Nu, declarațiile de conformitate sunt valabile pentru producători și privesc pe vânzători și noi controlăm și pe vânzători și pe producători că aceste declarații de conformitate să existe, să fie în conformitate cu legea, dar nu are nicio relevanță referitor la faptul că un consumator care a făcut o reparație într-un serviciu a primit piese și nu i s-au dat toate aceste documente pentru că în devizul final și în factura care se întocmește pentru consumator, aceste chestiuni sunt trecute și noi putem să verificăm ulterior. Este foarte important să precizăm că putem intra pe reclamațiile la serviciuri atunci când comanda este a consumatorului. Situațiile care sunt supuse unor accidente și sub incidența asigurărilor, nu putem să mai intrăm noi, deoarece cel care este beneficiar în cazul unei asemenea reparații este asiguratorul care trebuie să se ocupe de toate aceste amănunte. Ceea ce este important este că atunci când se face o comandă la un serviciu, să fie foarte atent consumatorul, pentru că piesele sunt piese de origine și aceste piese de calități diferite și sunt și piese aftermarket și acolo, mai ales dacă face referire la preț, diferența este destul de importantă și trebuie să știe de la început ceea ce dorește să aleagă. Avem reclamații care au în spate documente toate care le-am prevăzut până acum, deci prevăzând plecând de la comandă, deviz, factură, sunt semnate de consumator și noi în aceste situații nu putem să intrăm. Deci dacă sunt nemulțumiți înainte de situații de așa ceva, e preferabil să ne anunțe pe noi, să facă reclamație și să ne ducem acolo, pentru că în momentul în care au acceptat anumite reparații, nu putem să constatăm oportunitatea acestor reparații. Acest aspect și anumite aspecte care țin de calitatea și de modul în care se efectuează reparația, de operațiunile care se fac pentru a fi înlocuit sau reparat în sub ansamblu, nu ține de competența noastră, ține de competența celor care sunt în domeniu, în principal de experți. Și atunci, numai prin intermediul judecătoriei și a expertului se poate constata că este corect sau nu este corect, că este defect sau nu este defect. Noi constatăm decât operațiunea în sine și documentele întocmite și modul cum se duce la bun sfârșit și că aceste etape există obligatorii. Spre exemplu, o comandă la un serviciu foarte important se trece inclusiv numărul de kilometri și tot ceea ce există în mașină, că atunci când se predă mașina, se predea fără ca să apară, spre exemplu, un plus câteva sute de kilometri sau, știu eu, situații de altă natură, că au avut ceva în mașină și le-a lipsit. Toate sunt trecute în această comandă. Pentru marile serviciuri care sunt reprezentanțe auto, trebuie să precizăm că există proceduri furnizate de către producător. Noi am controlat acest lucru și aceste proceduri sunt obligatorii pentru serviciul respectiv, indiferent că vrem noi sau că vrea consumatorul, fiind vorba de anumite subansamble care intră sub incidența Registrului Auto Român și la care noi nu avem dreptul să intervenim. În cursul lunii septembrie au fost efectuate mai multe tematici la nivel regional, de specifice comisariate regionale Galați, din care facem și noi parte. Rezultatele acestor controle sunt, după cum urmează, pentru servicii funerare și
prestări servicii funerare. Au fost controlați, sancționați 6 operatori economici. Dintre aceste 6 s-au aplicat un avertisment și 5 amenzi contravenționale, valoare de 30.800 de lei. Dintre abateri, lipsa afișării sediului social al firmei și lipsa afișării unor elemente de identificare și lipsa declarației de conformitate și a certificatului de garanție, ceea ce spuneam mai devreme la produsele de folosință îndelogată. De asemenea, tot în cursul acelei luni au fost verificate și respectarea prevederilor legale la comercializarea oțetului și conservelor din legume, fructe. Au fost sancționați 15 operatori economici, s-au aplicat 10 sancțiuni contravenționale, valoare de 35.200 de lei, restul fiind avertismente. Aceeași lipsă afișare serviciu social al firmei și elemente de identificare incomplete. Lipsă concentrație la bulion, denumirea categoriei ingredientului la diverse compoturi, ingrediente, lista de ingredienți completă la anumite produse specifice pentru oțet. A treilea control specific zonei noastre s-a referit la produsele din carne congelată, control efectuat la solicitarea Inspectoratului Județean de Poliție. Au fost sancționați 10 operatori economici, între care s-au aplicat 5 amenzi în valoare de 23.400. Restul avertismente, abateri, lipsa afișării data durabilității minimale sau data durabilității minimale depășită la anumite produse, în special cele comercializate în vrac, și nerespectarea temperaturilor de transport, manipulare, depozitare prevăzute de producător. În cursul lunii octombrie s-au făcut de asemenea tematici specifice Comisariatul Regional. Unul se referă la vânzările cu preț redus. S-au aplicat 9 sancțiuni contravenționale, din care 4 amenzi în valoare de 40.000 de lei, restul avertismente. Lipsa afișare număr de societate dintre abateri, lipsa afișare perioadei de promoție și afișare incorrectă a prețului vechi și nou. Și alt control s-a referit la verificarea respectării prevederilor legale privind produsele de îmbrăcăminte și încălțăminte. Au fost sancționați 28 de operatori economici, s-au aplicat 17 sancțiuni contravenționale în valoare de 182.000 de lei, restul fiind avertismente. Aici normal că sunt mai multe abateri, în primul rând lipsa afișare nume societate. Dintre cele două etichete specifice produselor textile, respectiv eticheta din carton sau informațiile existente pe ambalaj și eticheta intimă din material textil, lipsea una ori alta dintre ele, neconcordanță între elementele de identificare înscrise pe eticheta textilă față de cea din carton, lipsa denumirii importatorului sau producătorului și la încălțăminte lipsa pictogramelor, cel tip pictograme care indică din ce este confecționat produsul, respectiv față, talpă, braț. În cursul lunii octombrie s-a desfășurat și un control tematic dispus de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Acesta se referă la pachete de servicii turistice. Au fost controlați 10 operatori economici, iar aceștia au avut 9 abateri. Abaterile nu au fost foarte grave în toate situațiile. S-au aplicat 8 avertismente și 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 20.000 de lei. Dintre abateri, lipsa afișării regimului pașapoartelor și al vizelor, nu se informa asupra numărului minim de persoane necesar pentru realizarea programului turistic și nici termenul limit pentru anularea călătoriei de către consumator. Nu erau afișate prețurile informative pentru excursiile opționale existente în pachetul turistic și nu erau precizați termenii și condițiile de plată a despăgubirilor consumatorilor în cazul în care apărea insolvența sau falimentul firmei, deși existau asigurări în acest sens. Nu era informare referitoare la lipsa avansului și prețului final pentru pachetul turistic.
lipsa modului de adresare și termenul de soluționare reclamațiilor turiștilor către operatorul de turism în timpul desfășurării pachetelor turistice și, evident, lipsa pachetelor Infocons. În cursul lunii octombrie, spre sfârșitul lunii octombrie, s-a dat un ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului referitor la aplicarea uniformă a privitorilor legii 193 privind clauzele abuzive în contractele de prestări servicii. Sunt două tipuri de împărțite de contracte de prestări servicii, generale și bancare. Referitor la cele bancare, reclamațiile care se înregistrează, se transmit la NPC atunci când sediul operatorului economic se găsește pe teritoriul municipiului București. Iar dacă reclamația se face loco cu operatorii economici din teritoriu, se întocmește documentul de control cu consultarea Direcției de Control Supraveghere Piață, respectiv Biroul de Prestări Servicii de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Pentru contractele bancare sunt două situații diferite. Prima se referă la contractele care actele adiționale nu au fost denunțate în termen de 60 de zile conform legii 288/2010 și în acest caz noi nu putem intra deoarece legea 288 se referă la contractele încheiate după 1 ianuarie 2019 și noi nu mai putem să intrăm pe cele mai vechi înainte de 1 ianuarie 2019. Pentru cele care s-au denunțat actele adiționale, în termen de 60 de zile, transmitem Direcției de Control Supraveghere Piață, Biroului Prestări Servicii, pentru analiză oportunitatea încheierii documentului de control, care ne se remit nouă pentru finalizarea controlului. Evident că ordinul se completează cu procedura de soluționare a sesizărilor și reclamațiile consumatorilor. Ceea ce este important este faptul că noi nu putem intra în cazul executorilor silite, deoarece nu ne putem substitui instanțelor de judecată și atâta vreme cât în asemenea contract este într-o instanță de judecată sau a fost soluționat de o instanță de judecată, nu ne mai putem intra. De asemenea, atenție la situația în care contractele sunt nerespectate de către consumator, situația în care noi nu putem intra, dăm câteva exemple, ne referim în primul rând la de respectarea termenului de rambursare și la faptul că în aceste situații nu putem ajuta cu nimic consumatorul. Mai nu, au avut situații de genul că o parte din consumatori nu pot achita creditele datorită scăderii drastice a salariilor, asta înseamnă peste 15% din venitul salarial, sau situații avute mai devreme în care oamenii sau pensionat, sau pensii de boală, caz în care băncile pot să eșaloneze plata pe care consumatorul are de făcut, dar pot nu înseamnă că și sunt obligații, caz în care nu ne-am primit de verile.